Au mai rămas doar câteva clipe până membrii jurului ne vor spune numele celor 36 de semifinaliști. Cu siguranță ei sunt printre cei prezenți. Ce-a rămas? Să-mi iau măcar până în semifinaliști. Am emoții, ne se bate inima ca... Ce faci să puteam în primul efer? Ești neazar. Zumbru strașnă, n-am. Cât stau, mă rog, Doamne, asta e unica mea șansă ca să-mi duc visul până la capăt. Aștept să văd ce o să zică ei, pentru că toți au experiență și contează părerea lor. Bună, dragii mei! Mă bucur foarte mult să vă revăd. Aptitudinile voastre sunt nelimitate. Sunt sigură că vom mai auzi nu o singură dată numele vostru și ne vom mândri foarte tare de voi. Evoluția voastră se oprește la această etapă. Vă mulțumesc pentru curaj și pentru atitudinea frumoasă. Bravo! Bună, dragi copii mai mici și mai mari! În audiții, știți și voi foarte bine, ați primit doar câte doi de da. Aveți unde să mai creșteți și eu sunt absolut convinsă că noi vom mai auzi de voi. Și noi cu mare drag vă așteptăm să reveniți mai pregătiți și mai buni. Succes! Vreau să repetăm mai mult dansul, să avem mai mult sincron și cam așa. Compania Molțăl are un cadou pentru voi. Cartela BOOM, care vă permite să vorbiți între voi absolut gratuit și nelimitat. Și să vă aflați nelimitat pe toate rețelele de socializare. Mulțumesc! Astăzi este ziua în care dintre cei buni rămân cei mai buni. În emisie directă pot merge doar cei foarte bine pregătiți și din păcate locurile sunt foarte limitate. BDS, puteți să vă apropiați? Pot să vă spun că la discuțiile pe care le-am avut, eu am luptat pentru voi și am luptat până în ultimul moment. Indiferent ce nu s-ar întâmpla, nu se oprește totul aici. Pentru că noi vă așteptăm în semifinale. Felicitări! Mulțumesc mult! Până la urmă credeam că gata. Aici e sfârșitul. Aici e sfârșitul? Aici e sfârșitul, da? Nu-i pe asta, nu? Aici e continuarea. Aici e continuarea, sincer. Deja avem o trupă de dans. Și pentru că de obicei pe același loc în semifinale se bat nu două, dar mai multe trupe. Din păcate, vouă o să vă spun la revedere. Dar plecați în sala de repetiții. Pentru că până în semifinale mai e foarte puțin timp. Da? Și cum era bucuria la voi în trupă? Nu vă cred. Succes și ținem pumnii în semifinale. De 75. Dar noi aici la teatru, eu nu vă văd în semifinale. Eu vă văd în platourile Prime. Vă sunteți în semifinale. Este
este frică din juriu de Mihai Munteanu. Dumnealui a spus că așteaptă propria mea piesă, asta m-a motivat. După mine aș face 7 semifinale, 8, 9, 10. Dar asta este, regula e una pentru toată lumea și trebuie să o respectăm cu toții. Nu cred că o să placă tuturor ceea ce am hotărât. Full House. Ana Munteanu. Ministrenii și un pas înainte. Faceți un pas înainte. Ceilalți, la revedere, ne vedem în sezonul următor. Vă mulțumim! Am avut chiar și conflicte mici și mai mari și ca să decidem cine sunt cei 36 care vor merge în semifinale. Ion și Tudor, voi ați fi de acord ca în etapa de semifinală să meargă doar unul dintre voi? Nu. Asta e decizia voastră. Da. Deci, dacă e să mergeți, mergeți doar în doi. Sigur. Sigur. Nu o să cedați în caz că decizia noastră a fost să meargă unul din voi. Sunt lucruri mai importante decât altele. Ce fel de lucruri? Ca de exemplu, suntem uniți, mergem împreună. Ce vorba de prietenie. Da. Da. Dacă asta e alegerea voastră, atunci în semifinale merge... trupa Full House. Wow! Bun. Bravo, bă, urcule. Mersi mult. Mulțumim. Succes. Ne vedem în semifinale. Mersi. Ana Munteanu, de această dată nu ai nimic în pantof? Nu. Poți merge? Poți chiar alerga? Atunci aleargă mai repede după Full House pentru că ești în semifinale. Mulțumesc mult. Două generații diferite în scenă. Două generații născute în Moldova. Un pas înainte. Noi vă așteptăm în alt sezon. Voi nu treceți mai departe. Mulțumim. Extremii, voi sunteți azi fără instrumente, acum aici. Mergeți și acordați instrumentele, sunteți în semifinale. Felicitări! К сожалению, могут пройти немногие. Я все-таки должен сказать вам, что мы решили. Я начну с девушек.
Владлена и Татьяна, вы танцуете дальше. Спасибо. Спасибо большое. Вы проходите. Кристина и Маргарет. Мне остается поблагодарить вас, что вы участвовали в этом прекрасном шоу «Молдова Арі Талента». Спасибо огромное все равно. Ваш тем. Evident că eu vin, revin și nu o să scăpi de mine cu una, cu două. Da, găsiți pe Facebook pe domnul Mihai Munteanu și puneți câteva like-uri. Da. Mersi! Nastia și Женя. А что такая грустная? Не грустная. Волнуешься? Очень хочешь? Да. Что? В полуфинал. Ближе к нам? Да. Мне очень трудно принять наше решение, потому что это не мое решение, это решение всех нас. Мне бы очень не хотелось вас обидеть, но вы проходите. Нам сказали. Не хочу вас обижать, но... Но вы проходите дальше. Вы проходите, и мы такие... Это Нику Церна сказал, это он так говорит. Дядя Миша, добрый дядя Миша. Добрый со всеми. Мы любим жюри этого шоу. Не очень добрые. И вас любим. А вы вообще всех любите. Спасибо вам, что... Курс убил Ланой. Ну, я... Пожалуйста, дядя Урс. Дядя Урс. Красавцы, как вы думаете, что вас всех объединяет? Я знаю, ребята, что вы волнуетесь, но полуфинал идет Майкл Джексон или Филипп Шуй. Все огромное. Салют. Suntem într-o etapă foarte complicată. Acea etapă, atunci când e vorba să decidem din cei mai buni, cei mai buni. Talentul vostru este unul fermecător, pentru că vă știți să dați întunericului viață. Și asta pe noi chiar ne-a impresionat. Când ați zâmbit ultima dată? Ultima dată e acum, pentru că sunteți în semifinale! Vă mulțumim! Cu fiecare participant care a fost înaintea voastră și merge în etapa următoare, din păcate locurile din semifinale se fac tot mai puține. E o decizie foarte grea. Trebuie să alegem pe cei care vor face semifinalele demne de a fi urmărite de toată țara. Și e mai simplu atunci când ne-a impresionat foarte tare cineva. Noi la Moldova Are Talent credem în poveștile cu final fericit, iar una dintre aceste povești se va întâmpla chiar acum. Voi sunteți eroii acestei povești. Și cu voi ne revedem în semifinale. Pentru că ați fost foarte buni, pentru că ne-ați impresionat și așteptăm același lucru
și chiar mai mult în semifinale. Multă baftă! Bravo! Da! Felicitări! Ce reacții au loc acum în organismul vostru? Este o explozie de serotonină în creier care ne face să ne simțim că tot misiunea noastră este pe o cale bună și vrem să încercăm să demonstrăm că știința poate fi totuși distractivă. Am emoții și vreau mai rapid, mai rapid, mai rapid. Sunt foarte emoționată și mă gândesc Eu așteptam răspunsul, ne-am pregătit foarte mult și avem o speranță noi totuși ca să o strecem în semifinal. Voi vă dați seama câtă responsabilitate, câtă răspundere. O decizie de-a noastră poate vă schimbă viața voastră. De-aia credeți-ne că noi nu ne invidiem în postura în care ne aflăm acum. Atât cât putem să vă spunem cu certitudine că sunteți toți talentați. Diferit, unul mai cu un talent, unul mai cu altul. La cineva se vede mai pronunțat talentul, la cineva mai puțin. De-aia v-am chemat aici. Sincer vă spun, într-o situație mai penibilă nu cred că m-am aflat vreodată sau am fost. Niciodată să nu cedați. Niciodată. Și să continuați să faceți ce faceți. Voi nu sunteți în semifinală. La revedere! Și lui Nicu și lui Tania și mie îmi plac întotdeauna talente noi, tineri talentați, care ne lasă, cum spune Nicu, cu gura căscat. Rodeon și triada. Voi будете участвовать в полуфинале. Валентин, Петру, ну, не плачь, как вы мучить. Континуать с экзерсац. И мы вас ждем peste un an la următoarea ediție. Mulțumesc. Vadim? Mie-mi place freza ta. Mulțumesc. Se simte că muncești mult. Da? Da, mă strădui. Te strădui. Nu, ne place ceea ce faci tu. Mulțumesc. Noi ne-am gândit mult. Le-am cântărit pe toate. Și am ajuns la concluzia. Tu nu poți lipsi din etapa următoare. Felicitări. Mulțumesc mult. Noi cu drag vă așteptam peste un an la ediția următoare. Măi, Dumitraș, cum te simți? Bine. Bine? Da. Cu părere de rău, eu te țin prea mult și pregătește pentru semifinal. Vă mulțumesc mult!
Recunosc că sunt un pic emoționată. Ca și de succesnic, a făcut o zi, sunt sigda și deodată, da. Pentru fiecare dintre voi ne-am dori să avem un loc în semifinală. Dar după cum bine știți, pentru un loc în semifinale se luptă mulți dintre voi. O să rog să rămână în scenă Zabolotniuc Andrei, Sandu Revuțchi, duetul Grozav și Popa și Petru Chiriță. Celorlalți vreau să le mulțumesc din suflet pentru că au făcut acest show extraordinar și cu siguranță o să ne mai revedem tot la Moldova Are Talent sau în alte scene. Baftă multă! Andrei, tu ai demonstrat întregii țări că ai noștri sunt perseverenți, sunt muncitori și au ceva special și indiferent de situația, ai noștri nu cedează și tu astăzi vei face la fel pentru că tu nu mergi mai departe. Noi te încurajăm să nu te lași de cântat și să revii când ești pregătit la Moldova Are Talent. Mersi! Mersi! Revuțchi, Sandu și duietul, o să vă rog să vă apropiați. Și dacă sunteți pe gustul meu muzical, colegii mei au fost un pic mai reținuți. Problema e că a fost foarte greu să vă găsim loc în semifinale. Ați văzut că sunteți foarte mulți. Da, am văzut. Și voi chiar meritați să fiți acolo. Și tocmai de asta noi v-am lăsat un loc liber în semifinale. Noi să ne stăruim să facem tot ca să le placă la toți. Multă baftă! Mulțumim! Și ce-i mai greu? Am lăsat pentru final. Petru, noi știm că pentru tine acest show înseamnă foarte mult. E adevărat. Noi ținem minte foarte bine istoria ta. Eu cred că tu vei reuși să treci peste toate. Și cel mai important este să nu renunți la visul tău, să visezi în continuare, pentru că visele mari încep de la zero. Iar din clipa următoare, tu, Petru, mergi în semifinale. Mulțumesc frumos! Vă mulțumesc de tot sufletul! Mulțumesc încă o dată! Să știți că dacă aș putea să dau ceva în dar, chiar aș da. Dacă aș avea ce da. Până ce cel mai mare dar pentru dumneavoastră este, o mulțumesc foarte mare, din tot sufletul. Deci mă aude Dumnezeu că e din tot sufletul. Vă mulțumesc. Darul nostru este inima ta mare. Du-te și cântă și să vii și să arăți întregii țări cât de mare e inima ta. Multă baftă! Noi le mulțumim celor trei făcători de minuni, juraților noștri, și îți dorim să-i mult, mult succes. Și eu vreau să le mulțumesc juraților noștri și să le spun pentru toate. Deoarece nu sunt chiar așa aproape de ei, dar când îi văd pe televizor, parcă îmi pare că sunt
ca niște prieteni ai mei, nu știu. Chiar și pe dumneavoastră când vă văd pe televizor tot, parcă uite, îmi pare că deja parcă cum ați fi niște frați ai mei, nu știu. Asta e. Ne împrietenim aici și devenim toți o familie. Felicitări, succes! Mulțumesc de toți! Mulțumim! Bună! Și dansuri orientale. Desigur că în semifinală nu pot să existe numai dansuri orientale. Kumar Ganga exersează mult și noi te așteptăm în sezonul următor, la anul. Alvina și Nicoleta. Da? Da. Frumoase fete. În semifinală merge numai una. Dansul indian. Spune-ne ce e în sufletul tău acum. O amestecătură. Ce predomină? Și tristețe și bucurie. De ce? Fiindcă virșoara mea n-a intrat. Îmi place foarte mult să dau vești bune, pentru că veștile bune îi fac pe oameni să zâmbească. Roman, tu știi să zâmbești? Tu ai un motiv pentru asta, pentru că ești în semifinale. Mulțumesc. Așa, și veștile bune cam până aici. Îi rog să facă un pas pe Ivan și pe Johnny. Celorlalți le mulțumesc. Voi nu mergeți mai departe. Revedere. O să vă rog să vă uitați unul la altul. Ce vedeți? Talent. Nu știu dacă asta e bine sau nu, că eu văd doi concurenți, pentru că voi ambii veți fi în semifinale. Eu cred că noi am unde suntem. Cred că ne înțelegem cu artistismul. Hai. E foarte frumos și e minunat ceea ce faceți. Și voi trebuie să știți că visele mari încep de la zero. Formația moștenitorii. Voi nu sunteți în semifinală. La revedere! Compania Moțel vine cu un cadou pentru voi. Fiecare dintre voi câte un card care va permite să comunicați nelimitat. În acest grup mare, moștenitorii între ei vor comunica gratuit. Formația Antares, veniți mai aproape de microfon. Exact cum zicea maestru Munteanu, nu sunteți talentați, sunteți foarte talentați.
Dar mergeți acasă, nu sunteți în semifinale. Mulțumim. Fire Dancers, Isidora, continuați să dansați. Doar ca acasă. Vă mulțumim. Nu și voi, pentru că voi sunteți în semifinale. Bine să ne revedem. Nu e mare opera unde e mult material, dar ceea unde e mult suflet. Sergiu și Dina, la acest capitol mai aveți mult de lucru. Voi nu mergeți în semifinale. La revedere. Maxim, tu ai demonstrat că ești un luptător. Nu știu, Maxim, nu știu cum să te încurajez. Tu apropo mai îmbli la sala de forță? Da. O dai cu fiarele la greu. Dar nu uita și de repetiții. Pentru că tu ești în semifinale! Succes! Ne vedem în semifinale! Cantabile. Foarte complicată această situație, fetelor. Sigur că aveți talent. De altfel nu erați azi aici. Și totuși am o veste nu prea bună pentru voi. Vestea este că voi aveți foarte mult de muncit. Pentru că și voi sunteți în semifinale! Ne vedem în semifinale, deci? Da! Formația Nobel. Noi vă mulțumim pentru prestația pe care ați avut-o în sezonul numărul 2. Una foarte interesantă, deosebită. Nu toți cântă ceea ce cântați voi, nu toți fac ceea ce faceți voi, dar ne vedem în sezonul următor. Nu mergeți în semifinale. La revedere! Puțin că lista semifinaliștilor nu s-a încheiat încă. Mai sunt câțiva care n-au reușit să ajungă la întâlnirea cu jurații, pentru că au avut motive foarte serioase. Tinerii îndrăgostiți din Odessa, spre exemplu, schimbaseră în acel moment costumele de roboți pe cele de nuntă, iar echipa de la Moldova Are Talent i-a surprins în cel mai culminant moment. Александр Ян. С радостью объявляем вам, что вас выбрали для участия в полуфинале телевизионного шоу «Молдова имеет таланты». Официальный документ на экран!
reușit să iasă din sala de studii nici Daniel Murzac, așa că cei doi prezentatori au decis să-i ducă vestea cea bună chiar în timpul orelor de engleză. Și el este Daniel Murzac, da? Și el a fost selectat pentru semifinala proiectului. Felicitări! Așteptăm un concert de live cu Moldova. Moldova a demonstrat încă o dată că are talent și că orice vis poate deveni realitate cu puțină ambiție și perseverență. Ei sunt cei 36 de norocoși, 36 de doritori de a încheia acest an cu cel mai mare câștig din viața lor. Fericire pentru fiecare moldovean. 500 de mii de lei. Să răsune tobele, căci începe numărătoarea inversă. Săptămâna viitoare se va da prima bătălie live pentru trofeul celui mai tare show din țară. Moldcell, partener general. Avem 36 de participanți și 3 semifinale. Tu decizi mai departe soarta show-ului Moldova Are Talent. Votează-ți favoritul după fiecare semifinală expediind un SMS sau apelând numărul atribuit concurentului întregit. Și nu uita că o poți face de la toți operatorii de telefonie din țară și cel mult de 5 ori de la un singur număr de telefon. Prețul unui SMS sau apel este de 8 lei. A venit timpul să intri în joc! Decide pe 5, 12 și 19 decembrie finaliștii sezonului 2. Iar pe 26 decembrie alege-l pe cel mai talentat!